dezvăluiri din interiorul Comisiei SRI, cum evoluează audierea lui Florian Coldea. Deputatul USR Lucian Stanciu, viziteu, membru al Comisiei Parlamentare pentru Controlul Activității SRI, a declarat joi că fostul prim adjunct al SRI Florian Coldea nu ar fi trebuit chemat la o nouă audiere despre protocoale, menționând că despre legalitatea acestora se va pronunca Consiliul Superior al Magistraturii, CSM. Din punctul meu de vedere, nu era necesară o nouă audiere despre protocoale. Dacă sunt legale sau nu, nu comisia se va pronunca, ci CSM-ul, a precizat viziteu, într-o pauză din timpul audierii fostului prim adjunct al SRI, Florian Coldea. Întrebat cum evoluează audierea acestuia, viziteu a menționat ce nu se reu subliniere e subliniere pe să se ajung la esenc. Esenca comisiei este un control real asupra SRI, care se exercită în principiu la sediile lor, văzând documente sublinierei probe, nu mărturii sublinierei pererea unora sau altora, a precizat deputatul USR. Întrebat care este programul audierilor următoare, viziteu a spus, eu cred ce ar trebui să le audiem pe domnul Dragnea, în primul rând, sublinierei apoi să mergem să facem controle pentru a putea să ne îndeplinim mandatul. Vă reamintesc ce avem două rapoarte SRI, pe 2015 sublinierei 2016, care încă nu au fost desecretizate sublinierei asta este în sarcina comisiei, a mai precizat viziteu. Fostul prim adjunct al SRI Florian Coldea a ajuns joi la Comisia Parlamentar pentru Controlul Activității SRI, unde este audiat pentru a doua oară, temele în discuție fiind relația cu parchetele, cu partidele politice sublinierei cu mass media.